Bună ziua, bună dimineața, bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare, un mesaj important astăzi pentru fiecare zodie în parte. Dacă auziți acest mesaj, este aproape musai să vedeți acest clip, glumesc, este bine să urmăriți acest video pentru că s-ar putea să găsiți acolo un mesaj care v-ar putea ajuta foarte bine să vă rezolvați o anumită situație cu care vă confruntați în ultima vreme. Aș dori foarte tare să țineți cont de faptul că sunt etalări nu personalizate, sunt etalări generale și câteodată nu se pot potrivi tuturor. Așa că dacă v-a atras poate titlul sau dacă vă atrag titlurile, cu siguranță acolo găsiți ceva ce vă trebuie în ziua respectivă. Nu uitați că energiile se schimbă de la o zi la alta, așa că poate data următoare veți obține informația clară vis-a-vis de situația noastră particulară. Astăzi eu vreau să încep cu zodia Berbec. Și vreau să știu ce mesaj important primim din partea Universului pentru următoarele 72 de ore, pentru toate planurile. Dacă se evidențiază un plan, înseamnă că pe acela trebuie să insistăm, posibil că acolo să aveți anumite nelămuriri. Deci o etalare, zic eu, cred că cu mesaje aproape individuale. În finalul acestei etalări, aș vrea foarte mult să îi spun doamnei Doina Homeucă, cred, la mulți ani astăzi, doamna Doina, vă pup și vă iubesc. În finalul acestei etalări v-aș ruga să rămâneți puțin pentru a vă transmite un mesaj personalizat, zic eu așa, ca un mic cadouaș pentru dumneavoastră, pentru împlinirea vârstei de 65 de ani. Yay! La mulți ani! Toate cele bune! Haideți să vedem. Pentru zodia Berbec. Un mesaj important pentru zodia Berbec, următoarele 72 de ore. Ok. Dragii mei dragi, s-ar putea să vă găsiți pe o cale care nu este tocmai cea corectă, cea justă. Pentru că chiar dacă cumva în depărtare lucrurile vi se par foarte frumoase, este ca un miraj. S-ar putea să vă doriți ceva sau să vă doriți ceva, o situație, o persoană, un eveniment, o chestiune în general la care nu veți putea ajunge, nu pentru că Universul nu este darnic în această zonă, ci pentru faptul că nu dorește ca voi să vă frângeți aripile. Nu vă creați în altă ordine de idei iluzii ca să nu aveți deziluzii. Pentru că, vedeți noastră, tot acest drum, finalitatea acestui drum pare frumoasă, dar este un fel de fata Morgana. Cu cât încercați să ajungeți mai tare, cu atât s-ar putea să scăpați în acest abis. Vedeți cumva, vreți, alergați, vă doriți, dar între dumneavoastră și îndeplinirea acestui vis, care pare cumva totuși departe, există acest abis, această prăpastie și cred că ar trebui să fiți puțin tel atenți la detalii în orice situație pentru realizarea oricărui obiectiv, oricărui eveniment, tocmai ca să nu vă împiedicați și să se anuleze practic tot ceea ce ați construit până la un moment dat. Cumva vă aflați pe un drum care nu duce nicăieri sau către o fundătură. Motiv pentru care este foarte bine să analizați întreaga problemă din toate unghiurile și din alte perspective, menținându-vă însă vie imaginea de ansamblu. Sigur că ne dorim, este adevărat, sigur că vrem să atingem de cele mai multe ori imposibilul. Câteodată reușim, câteodată ne este dat să facem acest lucru, să schimbăm imposibilul în posibil, dar atunci unde nu este cazul, atunci unde Universul știe foarte clar că v-ar face rău această finalitate, v-am zis, situație, obiectiv, eu știu, relație și așa mai departe, vă face rău, atunci lucrurile nu trebuie să meargă într-acolo. Și atunci, în această direcție, aveți aceste mesaje. Nu vă duceți acolo, mai ales dacă aveți
de îndeplinit, v-am zis, un obiectiv care, din câte se pare, are șanse să nu se îndeplinească sau șansele sunt foarte mari să nu se îndeplinească. Practic, vă pierdeți foarte mult din energie când puteți avea o altă oportunitate. Sunt foarte multe oportunități, dar s-ar putea să nu le vedeți. S-ar putea să nu deschideți suficient de bine ochii, suficient de bine inima ca să vă dați seama că ar trebui să vă suiți totuși în alt tren. Încercați să schimbați realitatea. Aici este un alt mesaj. Să alegeți o altă cale. Să fiți conducătorul propriului dumneavoastră vis. Să vă construiți o realitate, o realitate reală. Nu să așteptați să fiți salvați de, eu știu, să vi se bage în sac sau să așteptați, practic, după cineva sau ceva care încă din fașă lucrurile nu au fost realmente benefice pentru voi, ca să spunem așa. Haideți să vedem pentru Berbec ce mesaj important, în afară de acesta pe care eu îl consider extrem de important, alegerea unui alt drum, al unei alte căi pentru realizabilitatea acțiunilor voastre. Iată că mi-a sărit și această carte, o dată de 27 s-ar putea să fie foarte importantă sau pentru că tot am solicitat această durată, să spunem, de timp, 72 de ore, nu știu dacă se vede foarte bine această cifră, dar pentru voi, dragii mei, echilibru, posibil să aveți ori de a face cu persoane din balanță sau, dacă nu este cazul, să nu acționați sub impuls, să fiți echilibrați, pentru că orice finalitate are un nou început. Eu vă spun exact ceea ce scrie în această carte. Deci orice finalitate are și un nou început. Cumva s-ar putea să aveți anumite afecțiuni medicale, fizice, poate și emoționale, dar se soldează cu longevitate, se soldează cu supraviețuire, cu vindecare, cu reabilitare, cu recuperare, cu reechilibrare pe toate fronturile. Așa că în momentul în care sunteți echilibrați, în momentul în care nu acționați sub impuls, în momentul în care încercați să așteptați până dați o veste sau până luați o decizie, să așteptați o noapte, de exemplu. Noaptea este un sfetnic bun. Poate vreți să dați o veste cuiva care nu este foarte îmbucurătoare, indiferent despre ce domenii vorbim. Mai așteptați puțin, mai așteptați o oră, mai așteptați poate și o noapte ca să luați această decizie. Haideți să vedem ca și concluzii următoarele 72 de ore. Ar trebui să stați cumva în echilibru, să nu luați decizii pripite și, dacă se poate, să încercați să vedeți și alte opțiuni, să analizați și alte opțiuni înainte de a face următorul pas. Dar și la voi să știți că lucrurile rele, practic, se termină sau se termină o etapă din viața dumneavoastră și începe una cu totul și cu totul nouță, dacă aveți răbdare. Vedeți, aici este o altă carte care vorbește despre echilibru, un alt mesaj care vorbește despre echilibru. Gândiți-vă ce vă aduce mai aproape de ceea ce trebuie să faceți și ce vă îndepărtează. Avantaje, dezavantaje, astfel încât voi să ajungeți acolo unde vă doriți, pentru că vedeți cumva vă doriți să atingeți o dorință, să rezolvați ceva, o situație, poate și la serviciu s-ar putea să aveți un conflict de muncă sau o neregulă, niște crăpături, așa să vă zic, o destabilizare poate și la job sau și în viața de zi cu zi. Dar alegeți o cale și mergeți pe ea știind, de fapt, că în momentul acesta, dacă vă aflați la această răscruce de drumuri și pasul pe care vreți să-l faceți în direcția pe care ați gândit-o, nu este cel, sau sunt șanse foarte mari să nu fie cel corect. Să vă suciți puțin pe o nouă cale.
Și nu coborâți, nu faceți compromisuri. Rămâneți acolo, nu faceți compromisuri, indiferent dacă lumea vă vorbește, dacă lumea nu este de acord cu voi, dacă, eu știu, nu placeți tuturor. Vedeți-vă de treaba voastră, lăsați gurile rele să vorbească, voi aveți alte lucruri de făcut. Un mesaj și din partea unei persoane dragi pe care ați pierdut-o, nu mai este printre voi, vă spune să fiți liniștiți, să vă vedeți înainte de viață, pentru că este fericită, liniștită această persoană și vă iubește foarte mult. Te rog să nu-ți faci griji în privința mea. Haideți să vedem pentru tauri. Un mesaj important pentru următoarele 72 de ore. Dacă primiți acest mesaj, înseamnă că, sau dacă vă atrage atenția, înseamnă că ceva important urmează să se întâmple și cu voi sau să nu se întâmple, dacă este spre binele vostru, bineînțeles, cel mai înalt. Haideți să vedem pentru zodia taurului. Pentru zodia taurului, dragii mei, și pentru voi există acea perioadă de respiro. Sau urmează o perioadă de respiro după ce ați avut destul de multe lucruri de pus la punct, mai ales știți că este ziua, luna cadourilor, luna în care trebuie să organizați foarte mult. Voi oricum sunteți și niște persoane extrem de muncitoare, niște persoane care vor să aibă și uneori și control, să facă lucrurile bine, muncesc foarte mult, practic trag la acel jug de foarte multă vreme. Va veni, poate în acest weekend, bineînțeles, acel moment de respiro de care aveți atâta nevoie, moment în care este necesar, mai mult decât oportun, să petreceți foarte mult timp pentru voi. Compasiune pentru voi, liniște, relaxare, mergeți în natură, de ce nu, poate de Dumnezeu și ninge, că am înțeles că doar o să plouă, dar oricum este un timp foarte bun, este și mai călduț, așa că aveți toate șansele să plecați undeva într-o mini-vacanță, într-o călătorie. Dacă nu puteți face acest lucru din cauza bugetului, încercați să petreceți cât mai mult timp cu voi. Totul să fie despre voi, cel puțin în acest weekend, chiar și pentru 15 minute. Dacă aveți copii și sunteți extrem de extenuați, sunteți obosiți, să știți că există șanse extraordinare ca o dorință să vi se îndeplinească pentru că vă este în destin. Sau s-ar putea ca în urma acestui eveniment, în urma acestei dorințe împlinite, să practic imposibile, poate că ați crezut că această dorință este imposibilă, s-ar putea să aveți acel moment de respiro. Aflați această veste și parcă respirați ușurați în acest weekend și sunteți pregătiți din ce în ce mai bine pentru a primi următoarea săptămână cu o doză mai mare de energie. Haideți să vedem ce înseamnă această dorință împlinită, la ce s-ar referi această dorință împlinită. S-ar putea să aibă legătură cu planul acesta al dragostei, cu planul amoros. Cineva, că sunteți dumneavoastră, că este persoana la care noastră vă gândiți, s-ar putea să cumva să dezgroape securea războiului. Cumva văd această securea războiului dezgropată. Poate să aibă și legătură cu o suferință fizică, pentru că aici este vorba despre vindecarea unei suferințe medicale. Ceva legătură cu, din câte simt eu aici, cu tatăl, cu o persoană mai matură, poate că are legătură cu suferința aceasta medicală, poate să aibă legătură cu tatăl dumneavoastră sau, în orice caz, există niște influențe pe calea aceasta a iubirii paternale. Poate, cine știe, vă împăcați cu tatăl dumneavoastră cu care ați fost certat sau, dacă nu, cu o linie bărbătească. Poate să fie, cum spuneam, partenerul de viață, poate să fie partenerul pe care l-ați avut și care se hotărăște să aibă o discuție
cel puțin o discuție cu dumneavoastră sau o împăcare cu fratele mai mare, tatăl, unchiul și așa mai departe. În orice caz, din acest punct, din acest weekend, să zicem așa, urmează o liniște sau cel puțin o perioadă de acalmie, ceea ce ar trebui, eu zic, să vă bucure. Literele L, I, X, E, R, I, A, așteptați. S-ar putea să fie vorba despre o relație cu o persoană din trecutul dumneavoastră cu care nu mai vorbiți. De asta am vrut să mai lămuresc o dată această chestiune. Așteptați, s-ar putea să primiți un trandafir, s-ar putea să primiți acest trandafir în chip de mesaj sau în chip de telefon. Tot vorbeam despre reluarea unei discuții, cel puțin, nu vorbim de reluarea unor relații, dar având în vedere că după aceste 72 de ore, cel mai probabil urmează o perioadă de liniște, cumva se clarifică anumite lucruri rămase în coadă de pește, fie cu, spuneam, partenerul vostru, fie cu un membru al familiei. Ca rezultat final, pentru voi, taurii, dragii mei, în orice caz, aceste 72 de ore vor fi hotărâtoare în aflarea răspunsului la rugăciunile dumneavoastră, în care primează noutatea, noul, noi porți, noi oportunități vi se vor deschide, parcă universul vă ia de mânuță și vă conduce prin toată această ceață, prin toată această confuzie emoțională și vă scoate la liman. Și aveți și un ghid spiritual în acest sens, poate prin intermediul viselor, poate prin intermediul gândurilor, sau știți cum se spune, vă vine gândul al bun și în felul acesta, sau îi vine gândul al bun și ajungeți la un consens pe toate planurile. Haideți să vedem pentru zodia gemenilor. Pentru zodia gemenilor, următoarele 72 de ore. Wow, ce au zburat! Au zburat două cărți. Dragii mei, pentru voi există acest mesaj care ne vorbește despre un gând care vă obsedează extraordinar de mult. Un gând care are legătură cu o casă. Toate drumurile duc acasă, nu știu cum să vă spun. Posibil să vă gândiți foarte mult la întoarcerea unei persoane acasă, acasă însemnând acolo unde inima îi este sau unde vă este inima. Nu vorbim de casa ca ziduri, ca locație, ci vorbim de acea acasă, acea inimă, acea suflet, o reîntoarcere. Este un gând obsedant, poate că v-a măcinat acest gând, însă, cum să vă zic, există aici un timp, să zic, poate să fie 1, 2, 3, 4, 5, să fie ori 5 puncte, 5 zile, 5 săptămâni, 5 ore, de ce nu, în care aveți această îndeplinire a întoarcerii acasă, ori a cuiva drag, ori efectiv a semnărilor niște acte privind o casă. Pentru că aici văd și o autoritate, deci este vorba și de autoritate și intuiți, practic, sau visați, aici este vorba și despre acest gând obsedant, visați unii dintre dumneavoastră această casă, visați întoarcerea unei persoane acasă. În orice caz, toate drumurile duc către acest concept de acasă. Așa că sorții se vor întoarce cumva în favoarea dumneavoastră, o energie extraordinară, o dependență de persoana la care dumneavoastră vă gândiți. Pentru că aici poate să fie vorba și despre un partener, o parteneră, un fost, o fostă, nici nu contează despre ce relație vorbim, o dependență gând în gând, să știți că așa cum vă gândiți dumneavoastră la această ființă, la fel se gândește și această ființă la dumneavoastră, ba mai mult nici nu știe de ce nu poate să vă scoată din minte, nici dumneavoastră, sunteți legați energetic extraordinar de mult, dacă cochetați cu această idee de suflete pereche, cu siguranță sau, eu știu, a trăit în alte vieți, posibil să vă căutați și acum. Unii dintre noastre v-ați găsit, dar pentru puțină vreme după care n-ați mai fost împreună. În orice caz,
s-ar putea să vreți cu tot din adinsul să trasați niște limite sau să fie niște deadline-uri, să spuneți ori vine de Crăciun, ori vine acasă, ori se întoarce acasă, ori dacă nu, nu vreau să mai aud de această persoană sau ori se întâmplă acum. Este cumva la limită tot ceea ce se întâmplă în această perioadă, să zicem, sau începând cu această perioadă, sunt lucruri pe care vi le setați voi ca și limită. Este cam ultima dată când se poate întâmpla, este ori totul, ori nimic. Deci așa văd eu lucrurile. În ceea ce privește pe voi gemenii, cumva sunt lucruri la limită pe care posibil să fie și finalul de an și să nu mai vreți să începeți anul legat energetic de o persoană, de un eveniment, de un sentiment sau o emoție, de ce nu. Și haideți să vedem care este finalitatea acestui lucru, dar v-am spus, ar putea să semnați niște acte vis-a-vis de, v-am spus, de acest concept, familie, casă sau acasă, fie că, mă repet, fie că este vorba de o persoană, fie că este vorba de zidurile în sine. O să vedem despre ce este vorba, dar aș vrea o clarificare vis-a-vis de această situație pentru voi, gemeni. Hai să vedem dacă vă este în destin, în primul rând, această situație. Dacă vă este în destin să se întâmple această situație sau întors. S-a întors o carte, iar două mi-au zburat pe jos. Foarte mult aici văd și fertilitate. Poate să fie vorba și despre întemerea unei familii, bineînțeles că este vorba despre abundență emoțională. Cumva sunteți pe punctul de a da pe afară și de drag și de emoții, dar și de emoții contradictorii. S-ar putea să vă sperie noutatea următoarei perioade, perioadei următoare, de fapt, s-ar putea să vă sperie puțin, să fiți într-un ușor dezechilibru, dar cum spuneam și în interiorul etalării dumneavoastră, este necesar să tăiați răul de la rădăcină, adică voi cu voi să vă puneți niște limite, să vă autoimpuneți niște limite. Și cu voi, nu numai cu cei din jurul dumneavoastră, pentru că un conflict interior există și cu voi înșivă. Poate aveți un conflict cu copiii dumneavoastră, pentru cei cărora li se potrivește, și spuneam că fiind o energie generală sunt foarte multe mesaje pentru mulți dintre voi gemeni, așa că acordați-le în altă ordine de idei respectul cuvenit, mă rog, sau este necesar să puneți limite și în această direcție a legăturii dintre copil și părinte. Știți că este vorba de voi ca și copii cu părinții dumneavoastră, voi cu copiii dumneavoastră. Adică cumva să existe un respect, știți, mutual, să fie respect de cele două părți. Cumva posibil să se fi sărit calul sau, eu știu, copilul dumneavoastră să fi făcut o boacănă sau să fi plecat de acasă sau să vă fi certat, că vorbeam și despre anumite certuri în familie, și atunci este necesar să se realizeze niște mici limite, tocmai pentru a menține acest echilibru, acest respect între copil și părinte. Schimbări extraordinar de mari pentru voi, dragii mei. Schimbări, mă gândeam că am pus cartea invers. Nu, schimbări extraordinar de mari. Renașteri, parcă o luați de la capăt. În orice situație, oricum v-ați gândi, oricum cam de un an de zile la voi lucrurile sunt agățate, așa a ieșit cumva cartea spânzuratului într-o altă formă, cam de un an și ceva există această dorință de a avea încredere în ceea ce aveți de realizat, dacă ne referim la acel concept de idee de acasă, de întoarcere acasă sau de casa în sine. Dar acum parcă din ce în ce aveți mai multă încredere, nu este încă finalizat tot ceea ce aveți voi în gând sau tot ceea ce v-ați pus în gând, dar fiți fără grijă, pentru că încet energia lucrului pe care îl doriți crește de la o zi la alta.
Și există aici o protecție față de anumite lucruri neortodoxe. Deci ar putea în viața voastră să fie cumva pe lângă voi și anumite energii negative. Nu vorbesc doar de, sau nu vorbesc de magie în sine, ci despre persoane pe lângă voi care nu vă vor neapărat binele sau care ar putea să fie invidioase pentru realizările voastre, pentru reușitele voastre, să intervină cumva în plan energetic cu gânduri negative. Poate invidie și așa mai departe. Încercați pe cât posibil să țineți pentru voi secretele voastre, încercați să țineți pentru voi ce aveți de făcut, planurile voastre și apoi să spuneți în momentul în care ele sunt semnate, parafate și așa mai departe. Aici văd bad spirits, deci s-ar putea pe lângă voi să fie și persoane care nu vă vor foarte mult, foarte mult pe lângă voi. Din punct de vedere medical și aici, ori voi, ori pe lângă voi există niște vindecări din punct de vedere al tot soiul de boli sau afecțiuni fizice, medicale, emoționale, din punct de vedere al iubirii. Deci ar putea ca în urma acestei reveniri a persoanei cu care aveți o discuție să aveți și voi această perioadă de acalmie. Mă rog, ca și la Tauri, nu mai știu sigur, dar a ieșit aceeași carte, vindecări. Aveți aici Arhanghelul Rafael care vă ajută să vă vindecați din toate punctele de vedere, emoțional, fizic, medical, să vă reechilibrați. Dacă aveți de mers undeva cu mașina, cereți ajutorul Arhanghelului Rafael pentru a vă ghida și a ajunge cu bine acasă, să plecați, să călătoriți cu bine și să ajungeți cu bine acasă, pentru că este protectorul celor care merg cu mașina, care șofează, care merg în călătorii și așa mai departe, pe lângă alte, bineînțeles, binecuvântări. 59 de ani, 39 sau 21, sau poate să fie o dată, bineînțeles, dacă facem acele, dar nu stăm acum să calculăm, să facem și acele combinații de numere, sau în jurul acestor vârste, s-ar putea să aveți aceste vârste, cu atât mai bine vi se adresează punctlovit.okit. O să treceți peste o suferință în dragoste. Cineva care v-a făcut așa sufletul să vibreze într-un sens mai puțin plăcut. Iată pentru voi, dragii mei, gemeni, ca rezultat final, urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un nou loc de muncă. Această mutare va aduce o nouă energie pozitivă. Așa că, dragii mei, exact cum am spus și la începutul etalării, fiți pe pace, pentru că această acasă se va întâmpla. Și posibil cu vești chiar din aceste 72 de ore. La mine este dimineață, este ora 10:48, dacă vă ajută. Am simțit nevoia, în general, din mesajele pe care le primesc de la ghizii spirituali, cărora le mulțumesc pentru participare la aceste etalări, le fac dimineața, așa, fresh, să ne revigorăm puțin. Acestea fiind zise, trecem la zodia racului. Haideți să vedem ce mesaj important a ghizii spiritual pentru voi cei din zodia racului în următoarele 72 pentru toate planurile. Să vedem ce plan se distinge pentru voi. Dragii mei raci, a sărit această carte, haideți să vedem. Posibil să aveți, eu știu, legătură cu personaje tot din sfera aceasta a zodiei de apă. Sau clar acest mesaj vi se adresează vouă, dragii mei raci. S-ar putea ca în următoarele 72 de ore, mai ales pentru cei care nu au pe cineva, vorbind aici despre planul emoțional, afectiv, relațional, bineînțeles, s-ar putea să realizați că o relație ar putea deveni potențială sau s-ar putea să vedeți sau să fiți capabili, capabile să vedeți potențialitatea unei relații sau să vedeți potențialul, mă scuzați, dintr-o situație, dintr-un eveniment, dintr-o relație, cine știe, poate că cineva vă face ochi dulci de la distanță sau poate locuiți la mare, pe lângă o mare, pe lângă un ocean
sau există o distanță, sau pur și simplu relația pe care o aveți cu o persoană de la distanță, să devină din ce în ce mai aproape de adevărul unei finalități, unei stabilități. Dar ideea este că începeți dumneavoastră să vedeți acest lucru sau este necesar să începeți să vedeți dumneavoastră potențialul dintr-o asemenea relație. Și cum să vă zic, s-ar putea ca această revelație, da, să fie ca o revelație, știți, să vă dați seama pur și simplu așa, peste noapte, este exact ca acea idee care vă vine pur și simplu șocant, știți, pe lângă voi, s-ar putea să spuneți, a, iată, bingo, el era sau ea era. Uite, sau se întâmple ceva între voi doi și să realizați că aceasta poate să fie într-adevăr o persoană cu care pot să îmi împart chiar tot restul vieții. Ceva, o idee, ceva strălucit, o idee strălucită sau pur și simplu o revelație. Aveți o epifanie, imediat vă dați seama că el e. Sau s-ar putea să vă îndrăgostiți fulgerător de această persoană în acest weekend. Poate că faceți o călătorie, poate că mergeți într-o vacanță sau poate că chiar în mijlocul unei încăperi va apărea prințul pe cal alb sau Ileana Cosânzeana, glumind, bineînțeles. Deci va apărea această persoană și parcă veți recunoaște. Uite, el este, într-adevăr el este. Parcă vă recunoașteți sufletul pereche. Sau pur și simplu vă dați seama că el sau ea pot fi următoarea voastră relație. Deci cumva în mod, cum să vă zic, în mod inconștient sau poate că nici măcar nu vă mai așteptați sau nu vă mai gândiți că puteți să aveți o relație sau vă puteți reîndrăgosti ceva oricum surprinzător, fulgerător, vă va lua pe neașteptate. Haideți să vedem în continuare ce mesaj mai putem să aflăm sau îmi doresc foarte tare să lămurim această carte. Vedeți? Nimic nu este întâmplător. Cred că s-a închis și incredibil. S-a închis televizorul, dar nu-mi dau seama de ce. Atâta de surprinzător a fost momentul. Ok, nu contează, haideți să vedem. Extraordinar, cred că s-a și blocat. În sfârșit, îl lăsăm să-și facă damblaua. Ok, îmi cer scuze, așa se întâmplă în direct. Ok, imediat, revin după ce rezolv. Am rezolvat, dragii mei, mi-am pus în funcțiune din nou șemineul virtual. Ok, posibil energia să fi fost destul de mare. Bun, cum spuneam, dragii mei, raci, deci pentru voi spuneam că nimic nu este întâmplător, vedeți cumva dacă până acum nu mai aveți nicio speranță, vedeți aceste aripioare puse în fața ochișorilor, nu vreți să auziți, poate că unii dintre noastre nu mai vreți să auziți de o nouă relație sau nu vă vine să credeți de înfăptuirea unei viitoare relații, de ce nu? Iată că vi se ia un văl de pe ochi. Deci cum necum veți avea o revelație, vă veți da seama de foarte multe lucruri, să știți, în acest weekend sau după aceste 72 de ore sau începând cu aceste 72 de ore noastre, vă veți da seama de foarte, foarte multe lucruri, mai ales care țin de trecutul dumneavoastră, pentru că atâta dorință este de a rezolva anumite lucruri din trecutul dumneavoastră, încât parcă apoi, după ce se întâmplă aceste clarificări, veți putea să mergeți liniștiți mai departe. Și iată de ce să nu sperăm că odată cu încheierea acestei etape din viața dumneavoastră apare în mod fulgerător această nouă relație, nouă iubire sau pur și simplu nu știu dacă poate apărea o persoană din trecutul vostru așa să vă ia pe nepregătite, dar eu zic că universul construiește, plănuiește, știți cum poate că voi în momentul de față nu știți. De asta spuneam că este ceva nou, s-ar putea să fie ceva nou în foarte multe cazuri, pentru că universul construiește, cumva în spatele dumneavoastră
metaforic vorbind, se plănuiește, se construiește următoarea etapă a vieții dumneavoastră, vă este în destin acest lucru și, cum să vă zic, primiți vești, primiți ajutor, primiți susținere din partea divinității, semne, gânduri, vise, de aceea trebuie să fiți destul de atenți, atente la aceste semne. Sunteți protejați, acum vorbind despre alte planuri, sunteți protejați de adversari. S-ar putea să aveți destul de mulți adversari pe lângă voi, fie în planul acesta afectiv-relațional, fie poate pe la muncă, cu cadrul acesta extins al familiei. S-ar putea să aveți și niște dușmani pe lângă voi, dar să știți că sau lucruri care, oameni care vă dușmănesc sau lucruri care încă mai stagnează, dar sunteți protejați. Așa că să nu vă faceți niciun fel de griji, pentru că aveți așa un scut de protecție. Văd aici un AG, poate să fie număr de mașină, poate să fie județ, poate să fie, eu știu, inițiale, LA, de asemenea, AG, dar foarte mult. AG și LA. Wow! Dragii mei, raci, sunteți purtători de lumină a divinității. Poate că mulți dintre noastre lucrează în domeniul acesta medical sau sunteți așa foarte direcționați către a ajuta. Poate că unii dintre noastre lucrați și sau sunteți activați în domeniul teologic, de ce nu? Unii dintre noastre aveți această capacitate, poate știați, poate nu știați, de a ghida, de a călăuzi, motiv pentru care sunteți și voi chemați să răspândiți acest bine, această lumină, să sprijiniți, poate că aveți, eu știu, determinare către studiul acesta al artei divinației. Cine știe, puteți să faceți acest lucru, consiliere, poate vreți să lucrați sau activați în domeniul acesta al consilierii, a ajutorului, intrajutorării sau poate că sunteți chemați, mai ales în această perioadă, să activați în voluntariat, acțiuni de caritabilitate sau, dacă nu, să știți că vă face bine o chestiune de genul acesta, mai ales pentru sufletelul dumneavoastră. Așa că urmează după această perioadă o perioadă în care, o etapă în care să știți că veți străluci. Dacă până acum a fost o perioadă cu bune, cu rele, cu gânduri, cu confuzii, cu multă ceață, pentru voi cel puțin urmează această lumină, veți fi împresurați de lumină, veți străluci și să știți că vorbeam despre acele semne și vise, gânduri. Păi uitați, aici aveți clar acest minunat ghid care vă spune că vă veți ajunge acolo unde vă doriți. Practic este ca vă ia de mânuță și vă conduce către răspunsul la rugăciunile voastre. Te rog să ascult și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intuiție, prin gânduri și visele tale. Noi începuturi, să știți, și la voi ceața se risipește, noi începuturi. Universul v-am spus că vă pregătește lucruri minunate, poate că aveți pe cineva în leu sau aveți de-a face cu cineva din zodia leu, balanță, vărsător, gemeni și fecioară. Bun. Pentru leu. Haideți să vedem pentru zodia leului. Următoarele 72 de ore. Dragii mei lei, voi să știți că vă aflați la capătul, și la capătul răbdării, dar vă aflați și la capătul unui drum destul de lung către vindecare emoțională și fizică. După o perioadă în care ați fost bântuiți, cred că ați bântuit și voi acolo, v-ați plimbat așa cumva prin mintea celor apropiați vouă, cumva lucrurile se termină. Etapa aceasta de bulversare emoțională, să știți că se termină. Și voi veți avea o revelație, și voi vă veți da seama că, ca și personalitate, să știți că nu sunteți pentru oricine. Sunteți persoane poate atipice pe alocuri sau ciudate,
cum uneori vi se pare că sunteți, dar nu, noi suntem special unici și divini, unicat în felul nostru, alții, altele mama nu mai face. Da, și în acest sens, parcă vă veți da seama că cine vă iubește, vă iubește exact așa cum sunteți. În ciuda defectelor voastre pe care le considerați că le aveți, în ciuda, eu știu, anumitor defecte fizice, emoționale și așa mai departe, pe care voi, doar voi, considerați că le aveți, cum spuneam, sunteți perfecți și iubibili, însă iubibile, dar cine va veni în viața voastră va trebui să demonstreze acest lucru. Pentru că acum mai mult decât niciodată este necesar să vă îmbrățișați această atipicitate, haide să-i spunem așa, aceste lucruri care vi se par cumva în regulă, ca și relația posibil pe care ați avut-o în trecutul vostru. Tot ciudată, tot atipică, tot o relație care nu este pentru fiecare. Așa, cu un pas în abis, cu un pas pe pământ. Este vremea să vă înfruntați situația, să vă înfruntați în primul rând pe voi, să vă înfruntați proprii demoni. Este o citire și o etalare și un mesaj, zic eu, extrem de important pentru voi, lei. Să vă înfruntați proprii voștri demoni și propria voastră atipicitate. Și să nu considerați că este vina voastră, în niciun caz. Dacă ați fost părăsit sau părăsite, și acum mă refer exact, strict, exclusiv pentru această categorie de persoane, să nu vă învinovățiți că a fost vina dumneavoastră. Nu a știut posibil să ajungă la înălțimea educației voastre, frumuseții voastre, atipicității voastre și așa mai departe. Posibil să vi se fi spus că sunteți în unele cazuri bipolare sau nu știu cum să mă compor cu tine și așa mai departe. Nu te-am descifrat. Dacă nu a reușit să vă descifreze, nu este vina voastră în niciun caz. Omul potrivit la locul nepotrivit. Ăsta este mesajul, ăsta vi-l spun și vi-l transmit. Haideți să vedem, poate avem și o clarificare în acest sens. Pentru voi, dragii mei lei, o resetare. Vedeți, nimic nu este întâmplător și mesajele sunt cumva în completare. Aici este mesajul acesta al resetării, restructurării. Universul vă spune să o luați de la început sau să analizați, să vă analizați pe voi, să vă înfruntați proprii demoni și cu siguranță și cu încredere să o luați de la început, pentru că aveți ajutor din toate părțile, mai ales din partea divinității și în următoarea perioadă veți face pace cu voi înșivă, dar și cu toți cei din jurul dumneavoastră. Asta înseamnă că vă veți reechilibra. În momentul în care vă veți reechilibra emoțional, veți avea parte de acea pace, pentru că asta este o carte a împăcărilor. Cu persoana iubită, cu persoanele cu care v-ați certat, din familie, de la serviciu și așa mai departe. Deci pace cu cei din jurul dumneavoastră în momentul în care îmbrățișați această sau vă înfruntați demonii voștri și recunoașteți sau vă recunoașteți calitățile, abilitățile și spuneți nu este vina mea și atunci posibil ca interiorul dumneavoastră să se reechilibreze. Și cum legea atracției universale funcționează de minune, cu atât mai mult veți atrage către voi echilibru, pace, vă doriți pacea, faceți tot pentru ea și aveți pace. Vă doriți împăcare, vă înfruntați întâi demonii voștri, faceți pace întâi cu voi, vă împăcați cu voi înșivă, pentru ca mai apoi să vă împăcați cu persoanele iubite, cu persoana la care vă gândiți, copiii, cu oamenii de încredere și așa mai departe. Eu zic că este clar acest mesaj, posibil să aveți nevoie. Haideți să vedem pentru voi. Vedeți, emoțiile vi se vindecă.
permițându-vă să vă deschideți către o iubire mai înaltă. De asta spuneam că este vorba despre iubirea, în primul rând, de sine, în primul rând, să vă iubiți voi pe voi și să aveți compasiune față de voi și spuneam că aveți suport din partea divinității, aveți suport din partea minunatului Arhanghel Uriel, care vă ajută să înlăturați orice formă de mânie și neiertare din inima și din mintea dumneavoastră. În momentul în care toate aceste lucruri se întâmplă, atunci sunteți gata voi pentru un nou început. Deci ar putea să aveți de lucru cu voi, să pornească din interior pentru a avea această schimbare pe care vă doriți și de care aveți atâtea nevoie. O veți avea puțin de lucru și atunci veți reuși să vă restabiliți și într-o, era să zic, căsătorie, într-o relație. De ce? Nu poate și căsătorie. Persoane cu litera O, N sau O, N la sfârșit, cu R, cu A, cu PH, de exemplu, cu 4, dacă aveți cu 4 o dată de naștere, o diferență, 4 puncte, o lună, 4 zile, 4 săptămâni, 4 ore, ora 16, de ce nu? Cu I, Noua, Nicu, Nicolae, cineva în zona Egiptului sau cu locuiește în zone cu climă caldă, cine știe, eu mai dau niște mesaje suplimentare tocmai pentru a vă identifica și mai bine, dar nu este obligatoriu pentru toată lumea. Și un telefon, de ce nu? Să primiți un telefon în acest weekend cu o invitație, cu o ofertă, cu o propunere. O să vedem. Pentru fecioare, haideți să vedem următoarele 72 de ore, un mesaj extrem de important pentru cei care sunt născuți în această lună, cine știe, poate că aveți legătură cu persoane născute în luna decembrie, dragii mei, să știți că la voi se întrevede o nouă oportunitate într-o relație triunghiulară. Ori voi sunteți, ori cealaltă persoană, nu contează, este vorba că voi doi sunteți suflete care s-au regăsit și în alte vieți anterioare, dacă cochetați cu această idee. Veți afla posibil niște secrete, niște informații care v-au fost ascunse sau în urma acestor informații ascunse, în ceea ce privește o relație triunghiulară, veți avea noi oportunități, văd eu aici. Nu acționați sub impuls pentru că așa vă este felul, mai ales în ultima perioadă, pentru unii de dumneavoastră și tocmai pentru faptul că nu ați acționat sub impuls, faptul că nu ați luat o decizie care v-ar fi putut despărți definitiv pe voi și persoana iubită, acum este sau sunt șanse reale mari să fiți din nou împreună, pentru că ați avut răbdare, pentru că ați lăsat lucrurile să se întâmple în ritmul lor. Și mai ales pentru că nu ați căutat foarte profund, n-ați urmărit, n-ați căutat foarte profund. Dacă nu ați făcut acest lucru, este oportun să faceți acest lucru, să lăsați lucrurile să se desfășoare în timpul lor, în ritmul lor, să nu căutați prea profund, să nu-i căutați în telefon sau mai știu eu ce, să întrebați pe unul și pe altul, să fiți susceptibili, să este foarte bine să fiți vigilenți, este adevărat, dar să nu căutați acul în carul cu fân, ca să mă exprim așa, pentru că există o portiță, o cale de scăpare și o cale de salvare cumva a voastră și acestei relații, văd eu aici triunghiulare. Dacă este vorba despre un business, o investiție sau serviciu în care, eu știu, sunteți mai multe persoane, 3-4 persoane care lucrați la un proiect sau la semnarea unui contract, unei tranzacții, există niște secrete pe care le aflați și datorită acestor secrete pe care le-ați aflat printr-o terță persoană, aveți acum posibilitatea să vă îndreptați către noi oportunități. Poate renunțați la un lucru care va fi la semnarea unui tratat, la semnarea unei tranzacții care ulterior va fi pricinuit neajunsuri. Haideți să vedem dacă există o clarificare în acest sens pentru voi, dragile mele fecioare. Haideți să vedem
Ce clarificări avem pentru voi? Da, lângă voi s-ar putea să fie un prieten care este, știți cum este acea reprezentare a Sfântului Gheorghe cu balaurul. Îl călcați în picioare la modul, mă rog, figurativ vorbind, sau cineva vă recunoaște meritele pe toate planurile și s-ar putea să vină în genunchi. S-ar putea să vă spună chiar această persoană anumite secrete și informații care v-au fost ascunse, pentru că nu mai poate ține foarte mult ascuns, și vine și vă spune clar că îi pare rău, să iertați această persoană pentru că nu v-a meritat, pentru că v-a făcut să suferiți. Oricum, dumneavoastră sunteți cumva, dacă este să mă întrebați pe mine ca și reprezentarea acestei imagini, victorioși. Victorioși într-o situație conflictuală și obțineți prietenia din partea tuturor, obțineți recunoștința din partea tuturor, recunoașterea din partea tuturor celor care v-au înfipt la un moment dat briceagul în spate. Dar v-am spus, faptul că ați lăsat lucrurile să se desfășoare în ritmul lor natural, ați avut inteligența necesară ca acele persoane, fie pe planul amoros, fie pe alte planuri, să vină ele singure de la sine și să se confeseze și să își mărturisească păcatele cum ar veni. Cineva poate că are 61 de ani sau o dată de 16 sau 7. În orice caz, să știți că aveți un ajutor clar, un ajutor și mai ales din punct de vedere al stabilității financiare. Cineva vă acordă o sumă de bani, un împrumut, eu știu, poate că avea să vă plătească o datorie, sau vă pomeniți cu o recunoaștere financiară. Poate că dacă v-ați îndeplinit targetul în munca dumneavoastră, veți avea parte de o recompensare. Sau, cine știe, o surpriză plăcută de Crăciun din partea conducerii. Ca rezultat final, cât de cât aproape de adevăr, spunem noi, pentru că doar Bunul Dumnezeu știe care este planul, noi doar oferim anumite direcții, haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi, dragile mele fecioare, în următoarele 72 de ore sau plecând din acest punct de 72 de ore. Veți fi ușor vulnerabil, dar, cum să vă spun, o vulnerabilitate plăcută. Veți fi liniștiți, armonie, se preconizează această perioadă de armonie în viața dumneavoastră, și un pic mai liniștită, pentru că vă aflați în centrul atenției și alături de oameni care, să știți că sunt de încredere. Cumva aceste persoane nu vă vor răul, din contră sunt deschise, și dacă simțiți nevoia să vă faceți astfel de prieteni, cu siguranță îi aveți, vor veni pe lângă voi. Sunteți binecuvântați și aveți un har extraordinar de a lucra cu tinerii și sunteți implicați sau este necesar să sau posibil să fiți chemați într-o activitate de voluntariat, caritabilitate. Poate că unii dintre dumneavoastră vă doriți un copil sau vreți să adoptați un copil sau vreți să ajutați un copil, poate la școală, poate este cazul să cumpărați, eu știu, câteva lucruri necesare pentru niște copilași care nu au asemenea, eu știu, care nu au o situație foarte bună, și să faceți un mic cadou acestor copii. Poate lucrați în învățământ și vă vine această idee minunată de a strânge o sumă de bani pentru rechizite sau pentru copiii care au nevoie. Sau sunteți, eu știu, profesor. Oricum, în general, să știți că aveți un dar extraordinar de a comunica foarte bine cu tinerii, cu copiii sau, cum să vă zic, cu copiii dumneavoastră. Poate că este necesar să vă petreceți mai mult timp cu copiii dumneavoastră, să comunicați, să petreceți timp de calitate cu copiii dumneavoastră. Asta în cazul în care nu ați mai făcut-o în ultima vreme din cauza problemelor pe care le aveți, sau cu nepoții dumneavoastră, de ce nu? Bun, haideți să vedem la Zodia Balanță. Pentru Zodia Balanță.
următoarele 72 de ore sau începând cu aceste ore, cu această perioadă. Haideți să vedem pentru voi ce se preconizează, ce mesaj important aveți din partea ghizilor spirituali pentru balanță. Foarte multe cărți sau... O să le culeg pentru că mi-au zburat jumătate din cărți și nu pot să le iau pe toate. Imediat. Dragii mei, aici sunt trei cărți care mi-au atras atenția pentru voi. Lucrurile se vor rezolva în cazul planului amoros step by step. Cu pași de copii încet, dar sigur, posibil să aveți în minte, în sufletul dumneavoastră, o persoană pe care ați pierdut-o. Fie ați pierdut-o din punct de vedere fizic, nu mai este printre noi, sau poate că această persoană este acum departe de voi, undeva departe, poate că a renunțat la această relație sau voi ați renunțat la această relație. Fie că este vorba despre o căsătorie, fie că este vorba despre cineva drag, căruia acum, în ciuda, eu știu, a ceea ce a fost între voi, îi vreți binele sau vă gândiți totuși cu bine la această persoană, dorindu-i în gând sănătate. Dacă nu, este valoros să gândiți așa, nu cu răutate, pentru că să știți cumva și această persoană, indiferent la câtă distanță se află de voi fizică și emoțională, are un gând bun pentru voi. Este un mesaj pe care îmi face foarte mare plăcere să vi-l transmit, mai ales când aceste mesaje vin, pentru că este importantă iertarea, este importantă restabilirea echilibrului emoțional. O renunțare este adevărat, dar care se finalizează cu echilibru, se finalizează cu liniște, cu pace sufletească, cu restabilire. Și asta este... Acest lucru poate să fie și pentru alte planuri. Cumva ați pierdut, știți cum, ați pierdut pe o parte și ați câștigat pe... O să vă arăt și cartea imediat. Ați pierdut, vedeți, renunțare, această cădere de apă, această cascadă, eu așa am interpretat-o de fiecare dată și nu am dat greș. Această renunțare, până la urmă, tot ce este, cum să vă spun, cavalul trece. Apa trece, pietrele rămân. Voi, în ciuda vicisitudinilor vieții, în ciuda faptului că sunteți, ați fost oameni încercați sau ați trecut prin perioade emoționale crunte sau mai puțin plăcute, iată că sunteți exact ca acea piatră care stă cu fruntea sus, cu pieptul înainte, în fața destinului, pentru că conștientizați, vorbeam de acele gânduri bune, acum și pentru celelalte planuri, ați conștientizat sau conștientizați că divinitatea nu rămâne niciodată datoare. Dacă credeți că v-a luat pe o parte, asta v-a dat pe altă parte sau urmează să vă dea înzecit pe altă parte, învățând, bineînțeles, o lecție. Dacă învățați această lecție, cu siguranță veți vedea binecuvântările ce vor urma. Și să știți că e o chestiune repetitivă. You've done this before. Deci cumva ați mai trecut prin aceste lucruri. Nu este prima dată când vi se întâmplă ceva, când cineva renunță la voi, când ceva nu vi se întâmplă, când ceva nu se potrivește acolo. Dar învățând lecție după lecție, puțin de aici, puțin de acolo, veți ajunge către... Vă bucurați, bineînțeles, de călătorie și veți conștientiza că, practic, o pierdere poate să fie benefică pentru voi. Așa scrie în acest mesaj, așa vi-l ofer mai departe vouă, dragile mele balanțe. Și s-ar putea să aveți de-a face cu persoane din zodia balanță, cu balanță, balanță vărsător, balanță gemeni, rac, scorpion, pești, de asemenea, gemeni, am mai zis, și cred că fecioară. Lucrurile la voi se realizează baby steps, cum spuneam, încetul cu încetul, pași mici, dar
Sigur, știți cum fac copilașii, pași mici, dar sigur și în curând veți fi chemați la acțiune, spune această carte. Urmați-vă intuiția pentru că vă veți da seama că totul va căpăta un sens. Iată ce mesaj, iar acest al treilea mesaj pe planul amoros, cineva se predă propriilor emoții. Cineva hotărăște că oricât s-ar pune în unghii, oricât încearcă să se ferească de voi sau să se îndepărteze de voi, asta vorbind în cazul persoanelor care s-au îndepărtat de voi, iată că nu mai pot ține în ei dragostea pe care vă poartă, emoția pe care vă poartă și își dorește să se predea, practic să cadă, să recadă în brațele dumneavoastră, indiferent de disensiunile voastre, indiferent că sunteți persoane la polul opus, poate că destul de diferiți, dar foarte, foarte asemănători. Sau sunt poate persoane care iubesc partea asta sunteți persoane a extremelor. Ori vi se întâmplă ceva, ori vi se întâmplă ceva foarte. Deci ori vi se întâmplă ceva bine, ori vi se întâmplă ceva rău. Deci la voi cale de mijloc nu prea există, pentru că așa știți cum este, așa sunt balanțele. Haideți să vedem, dragii mei, acum îmi doresc foarte tare o clarificare vis-a-vis de această situație, deși eu zic că mesajul este clar, concis și deosebit de important. Acest mesaj îmi sună mai mult ca o încurajare pentru faptul că, sau ca o recompensare pentru faptul că voi știți când să acționați și mai ales dacă vă îndepărtați de la conflicte sau nu priviți totul ca pe un conflict sau ca pe o nenorocire atunci și conștientizați acest lucru, atunci conștientizați deopotrivă că ceea ce era rău, de fapt, a fost răul cel mai mic din ceea ce vi se putea întâmpla. Haideți să vedem pentru balanțe. Mulțumesc. A ieșit această carte. Vindecare. Deci este o carte a vindecării, a revenirii, a recuperării, a revigorării, rehidratării și așa mai departe. Practic, din acest moment, Doamne ajută, din acest weekend lucrurile se repun în funcțiune. Văd aici o dată de 6, o dată de 8 sau ca și vibrație sau 68 de ani în jurul acestei vârste sau 5 puncte, 5 zile. Există această recuperare, rejuvenare și dacă unii dintre dumneavoastră ați început o cură de slăbire sau orice fel de cură, orice fel de tratament, acesta va da roade, pentru că aici spune că această cură, tratament împotriva anumitor boli, să spunem așa, sau traume sau, eu știu, orice înseamnă, orice ține de partea aceasta medicală, eu nu intru în partea medicală pentru că ceea ce nu ține de mine nu vorbesc. Există acest tratament, această cură, să spunem așa, care va da roade sau cură de slăbire, cine știe, poate vreți să vă schimbați stilul de viață. De ce nu? Tot ce vă puneți în cap sau începând din acest weekend va da roade. Este ca o cură, ca un tratament. Poate să fie și un tratament emoțional pentru că, m-am spus, totul pleacă de la realizarea că tot binele este, tot răul este spre bine. Haideți să vedem și un rezultat final pentru balanțe. Ia să vedem, mai avem timp. Ok. O să mă opresc după balanță și o să continuăm cu partea a doua. Dragii mei, există o pace, o împăcare, vedeți, sau semnați aici niște acte, pentru că este vorba despre un mediator. Ori în instanță, ori mediator, ori, cum se numește, notar, ori cineva, oricum este între două părți. Aici văd două părți cu împăcare, aveți aici îngerul păcii care vă aduce liniște și vă netezește drumul spre înainte. Poate că există aici și un berbec, taur, capricorn sau vreun leuț, cine știe, sau poate că vă veți împăca cu o persoană din trecutul vostru sau
V-aș certa cu cineva din familie sau cu familia extinsă, în orice caz. Orice conflict, cel puțin începând cu acest weekend sau după acest weekend, în săptămâna următoare, sunt șanse extraordinar de mari să se afle în echilibru. Dragii mele balanțe, împăcări, realizări, schimbări benefice pentru voi și ceea ce este cel mai important este că voi ați conștientizat și datorită vouă lucrurile merg spre bine. Dragii mei, cam atât cu prima parte în ceea ce privește acest mesaj. Vă pup, vă iubesc, toate cele bune, numai bine!